Momentele în care sportivii giurgiuveni aveau parte în fiecare an de o gală care să le scoată în evidență rezultatele sunt deja istorie. De asemenea, recompensele materiale sunt din ce în ce mai mici, fondurile infime primite de la Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, făcându-i pe reprezentanții din teritoriu să economisească fiecare bănuț. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Giurgiu a întocmit totuși clasamentele pentru cel mai bun sportiv, cel mai bun antrenor și cel mai bun club. Pe lângă diplome, cei mai buni 10 sportivi giurgiuveni au primit între 400 și 936 de lei, orice comentariu pe această temă fiind deprisos. Anul s-a terminat foarte bine, am organizat număr mare de competiții în Giurgiu, printre care vreo 3-4 naționale, având la fiecare competiție cam câte 3-400 de copii. Problema este că întotdeauna sunt banii. Acum cu schimbările din autoritate, din minister, cred că probabil am trecut pe planul 2 în acest an. Sunt anumiți bani care vor merge direct la sportivi. Acvila Giurgiu a ocupat primul loc la toate cele trei categorii. Andrei Draghi a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului, Ion Chelu cel mai bun antrenor, iar CS Acvila cel mai bun club sportiv.